Militarii americani se vor antrena cu tanchiștii români în poligonul de la Smârdan și vor transpune în realitate mai multe scenarii de război convențional. Tancurile grele Abrams vor ataca primele, fiind susținute cu foc puternic de acoperire de către obuzierele Paladin. Infanteria americană va ajunge sub focul inamic adusă de vehiculele militare Bradley. Am mai lucrat cu militarii români, chiar eu personal, în urmă cu 3-4 ani în provincia afgană Zabul. E un privilegiu pentru mine să vin în Europa de Est, să experimentez cultura din aceste țări și teritorii și să ne antrenăm împreună cu tehnica noastră de luptă. Militarii americani fac parte dintr-o unitate uriașă de tancuri. Brigada 3 blindate, staționată la Fort Carson, din Colorado, a trimis anul acesta 3500 de soldați și 2800 de piese de tehnică militară în Germania. De acolo încep antrenamentele europene cu diverse țări membre NATO. În ianuarie s-au antrenat în Polonia, iar acum au ajuns în România. Ne vom antrena în România cu aliații noștri și cu partenerii noștri NATO ca să ne asigurăm că forțele noastre combinate sunt gata pentru orice ar urma să întâmple în viitor. Am planificat manevre reale de luptă. Americanilor le vor ține piept pe câmpul de luptă soldații batalionului 284 tancuri din Galați și infanteriștii brigăzii din aceeași zonă. Trebuie să vă spun că orice exercițiu care îl avem în comun cu partenerii din alianță este un bun câștigat, un plus câștigat atât pentru noi cât și pentru ei. Vehiculele grele au fost descărcate întreaga zi de pe trenurile care le-au adus la Cogălniceanu. Americanii au supravegheat întreaga operațiune și toți au uitat de sărbătoarea de azi. E Sfântul Valentin? Nu știam. Sunt căsătorit. Pe soția mea o cheamă Heather. O iubesc, mi-e dor de ea și îi urez Happy Valentine. Blindate americane de genul acesta au participat deja la exerciții militare pe teritoriul României, cum au fost cele din poligonul Smârdan, dar se aflau doar în vizită. Acum este prima dată când astfel de echipamente sunt relocate în România pentru a rămâne aici.